și s-a cerut atâtea milioane de lei pentru subteranele din municipiul Chișinău. În schimb, mă întreb același primar, dacă știi că firma Ianus din subterană din strada Ismail are datorii 10 milioane de lei la bugetul municipal și în loc să fie închis această activitate a acestui agent economic și să fie milioanele de lei date grădinițelor, școlilor ca să putem poate petrece reparația acelor instituții, iată ce se întâmplă în Chișinău.